Costin Teodorescu s-a născut la Ploiești, poate nu întâmplător, mai ales că noi cei din Ploiești am dovedit mereu că iubim arta prin toate personalitățile ce au prins viață aici. A urmat cu pași repezi căile scenei și a descoperit că viața este o adevărată magie și s-a dedicat ei, devenind un adevărat brand, Teo Magic Show. Bună ziua, dragi telespectatori! Și pentru că este vară și pentru că ne aflăm într-un spațiu mirific al Ploieștiului, având alături de noi un ploieștean, un ploieștean care s-a evidențiat foarte bine chiar și la București, aș vrea să încep acest material prin a-l cita pe Albert Einstein, care spunea că viața, sau noi ne putem trăi viața doar în două moduri, crezând că totul este o magie sau fiind sau crezând că nu există nicio magie. Eu cred că invitatul nostru de astăzi ne va convinge că viața este o magie. Bine ai venit, Teo, la emisiunea Altfel. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. O să-ți las ție microfonul să mi-l mai pasez din când în când, pentru că sunt foarte curios să aflu ce întrebări ai pregătit pentru mine. Eu mă bucur foarte tare că mă aflu în fața publicului ploieștean. Cu ocazia asta vreau să-i salut pe toți, pe toți care se uită la noi și sunt convins că sunt foarte mulți, pentru că știu că emisiunea ta este foarte vizualizată aici în Ploiești. Foarte mulți artiști ți-au călcat pragul, foarte mulți oameni valoroși au fost la tine în emisiune și emisiunile pe care tu le faci sunt unele foarte frumoase. Știi că se spune că numai oamenii buni rezistă, adică e ușor să ajungi undeva, dar oamenii buni rezistă. Ceea ce înseamnă că tu fiind de atâția ani, deci Dana, mă bucur foarte tare că am apucat să-ți calc pragul aici la Ploiești, este minunat. Deci deja ai făcut o magie, mulțumesc frumos pentru cuvintele spuse. Adevărat este că Ploieștiul se bucură de foarte mulți artiști, de oameni care au știut să ajungă departe prin talentul lor și de aceea n-am vrut să ratez această ocazie, știind că și tu ești ploieștean și ai foarte mult talent. Aș vrea să ne povestești un pic despre tine, să ne spui cum ai început viața artistică. Știu că ai făcut teatru, știu că îți place să demonstrezi că talentul s-a născut în tine. Te ascultăm. Perfect, atunci o să iau microfonul. Mă mai uit așa din când în când la tine, dar mă uit și către telespectatorii noștri. Păi, am început în 2005 printr-o pură întâmplare, deci a fost ceva absolut întâmplător, haios și foarte amuzant. De fapt, toată viața mea este foarte haioasă. Toate sunt de fapt un cumul de întâmplări frumoase, de întâlniri cu oameni foarte frumoși, care m-au format și practic m-au făcut să ajung astăzi ceea ce sunt și sper ca de acum încolo să cresc tot mai mult și să ajung și mai sus și mai sus și mai sus. Dar cum am început? În 2005 a fost o întâmplare, m-am dus la Casa de Cultură a Studenților de aici din Ploiești, de la dumneavoastră, unde doamna Antoaneta Trifu m-a primit cu brațele deschise. Ea este prima care a văzut că am talent, prima care a avut încredere în mine să-mi dea un rol, iar în două luni eram pe scena teatrului din Iași, într-o deplasare cu Casa de Cultură a Studenților, care ne-a trimis acolo cu Jocul de Vacanța de Sebastian și a fost absolut senzațional. Am văzut publicul care plângea de emoție, a fost ceva wow, adică efectiv nu mă așteptam să fie primită atât de bine de public această piesă. De fapt, piesa oricum este foarte bună, foarte bine scrisă de Sebastian, dar noi am fost foarte bine primiți de public. Și atunci ne-a dat curaj să mergem mai departe, am făcut Gaițele, am făcut de Matei Vișniec, o piesă foarte, foarte tare, Țara lui Goofy se numea. Am luat toate premiile la vremea respectivă, deci 3 ani de zile cât am fost la Casa de Cultură a Studenților, am ras tot, cum se spune. După care ne-am mutat la București, eu și o parte din colegii mei. Am dat la facultate, am intrat din prima. Am fost foarte fericit, a fost exact ceea ce mi-am dorit. Înainte făcusem ASEU, deci făcusem finanțe bănci. Toată lumea îmi spunea, nu o să se pupe deloc, ce faci tu, este îngrozitor. Treci de la o extremă la alta, ți se schimbă viața. Nu merită, te rog, uite, rămâi aici, te angajezi la bancă. E atât de bine, salariile sunt bunicele, ai unde să stai în Ploiești. Eu m-am dus cu un ghiozdan în spate. Adică mi-am luat un ghiozdan atât, în spate, în tren. M-am dus să mă mut în casa unde locuiau niște prieteni apropiați, colegi de liceu, se eliberase o cameră. M-am mutat acolo, nu știam nimic despre București. Nu fusesem decât de 2-3 ori în viața mea și atunci cu mașina dus de părinți punctual la locație.
mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, m-am băgat și am făcut figurații în reclame, mai bine sau mai prost plătite, cum era la vremea respectivă, dar categoric îmi plăteam chiria. Deci eram foarte organizat, adică orice s-ar întâmpla, viața de artist este bună atâta timp cât ai unde să stai. După aia mai vedem dacă ne mai rămân bani și de alte lucruri. Mi-am plătit chiria, am fost într-o emisiune pe Pro TV, unde m-a văzut Beatriz Rancea. Marea regizoare Beatriz Rancea m-a văzut în acea emisiune, a telefonat la Pro TV, a cerut contactul meu, m-a sunat, am căzut cu patul în momentul în care m-a sunat, aveam o saltea care era pusă pe un pat și în momentul în care m-am ridicat și mi-a zis: sunt Beatriz de la Pro TV, mă știi mai bine de la Dansez pentru tine. Atunci salteaua s-a ridicat și eu am căzut. Ea mi-a spus ceva de genul: ești bine? Ești ok? Da, sunt bine, numai că nu vine să cred că m-ați sunat. Și am ajuns să ridic și patul la loc și să mă ridic și pe mine odată cu această întâlnire cu ea, pentru că ea mi-a pus în mână un spectacol foarte frumos, un one-man show drăguț, l-am jucat peste tot pentru copii. Și în momentul de față îl coordonez, dar altfel, o să-ți povestesc imediat despre ce este vorba. Am fost 2 ani sub bagheta ei și a soțului ei ca și artist, interpret, după care, evident, trebuia să-mi dau licența. A trebuit să iau o pauză pentru că sunt foarte organizat, adică turneele în țară mi-ocupau foarte mult timp și nu puteam să învăț pentru licență și să fiu la Oradea, că n-aveam cum. Mai ales că la teatru se joacă în 2, în 3, în 15, n-aveam cum, iar eu de fiecare dată aveam un monolog la examen. Toți colegii mei jucau într-o piesă, eu fiind în turneu nu puteam să joc în piesa respectivă pentru că nu puteam să repet, nici măcar nu era ca acum cu telefoanele mobile, că măcar puneam telefonul mobil și ne vedeam. Salut, eu sunt George din Gaițele și uite, repetăm, sunt la Oradea într-o mică deplasare. Nu merge, n-ai cum. La teatru trebuie să fii acolo, să trăiești clipa, să fie totul spontan, autentic, nu se poate altfel, adică n-ai cum. Nici tu nu poți să faci interviu cu mine, eu fiind la Baia Mare, nu? Sau poți? Poate poți, dar uite, cred că sclipirea pe care tu o ai acum în privire și relaxarea și energia pe care mi-o transmiți, n-ai putea să mi-o transmiți printr-un telefon sau prin Skype sau prin alte metode tehnologice, nu? Mă gândesc. Deci e de bine. Și așa am făcut o pauză, mi-am dat licența, am luat-o cu 10. Deci nu este o laudă, este o muncă până la urmă. Este de fapt sfârșitul unui ciclu și odată cu facultatea am trecut către o altă etapă. O să ți-o povestesc imediat. Ai început cu dreptul, ai început chiar foarte frumos, ai demonstrat de la început că ai foarte mult talent și pasiune pentru ceea ce sufletul tău, cred că ceva din suflet, a spus că poți să faci și ai mers mai departe. Ai avut oameni importanți care te-au apreciat și au fost alături de tine. Cum, ce simți tu sau ce calități ar trebui să aibă un om ca să poată interpreta un rol? Cred că e important atunci când joci un rol sau când efectiv pășești pe scenă, este important să fii acolo cu tot sufletul, cu toată energia. Și mi-au rămas în minte de fapt impregnate două caracteristici importante pe care ar trebui să le aibă orice artist atunci când își face treaba. Mi s-a spus în facultate de către Rodica Mandache, eu am terminat la Rodica Mandache, Eusebiu Ștefănescu, deci doi actori de marcă ai țării noastre, iar Rodica Mandache ne-a spus așa: jucați cât se poate de bine, făceți-vă treaba foarte bine, pentru că odată ce îți faci treaba bine, or să vină și banii, și fanii, și publicul care să te adore, și contactele, și contractele, și filmările, și așa mai departe. Dar trebuie să-ți faci treaba foarte bine. Și atunci eu privesc fiecare lucru pe care îl fac ca și cum aș fi la, nu știu, oriunde, la marea televiziune, la marea adunare, pe cea mai importantă scenă lumii. Deci nu privesc că, uite, e un mic spectacol la cine știe unde, e așa, așa, așa. Nu. Și acolo sunt ca și cum aș fi la Scala din Milano, adică nu fac diferențe. Nu trebuie să faci diferențe, ești artist oriunde te-ai afla și dacă ai în sânge chestia asta, cu asta mori. Nu există, hai stai puțin că astăzi sunt mai puțin artist și îmi fac treaba mai așa și așa. Nu merge. Deci te consumă enorm. Eu înainte de orice filmare, înregistrare, chiar și astăzi nu pot să mănânc, nu pot să dorm, mă agit, mă stresez, sunt foarte așa tensionat și mă gândesc cum să fie mai bine, cum să fac. Maia Morgenstern spunea ceva, atunci când ea primește un rol, se uită la el
indiferent că este jucat și răzjucat de alții artiști, ea se uită la el și se gândește ce aș putea să fac eu atât de extraordinar din acest personaj sau acest rol, încât să las pe toată lumea mută. Și cred că am luat chestia asta. Ce aș putea să spun eu ție atât de extraordinar acum, dragă Dana, încât să te las mută? Numai că eu nu vreau să te las mută, ci sunt foarte curios să aflu ce întrebări mai ai tu acolo pentru mine, pentru că astăzi sunt foarte deschis să-ți împărtășesc absolut tot ce-ți dorești tu. Așa că ia microfonul așa încet, încet și zi-mi ce vrei să mai afli, că-ți spun tot. Mulțumesc mult, Teo. Adevărat e că nici eu nu-mi doresc să rămân mută, ci aș vrea să aflu cât mai multe despre tine, mai ales pentru că ne reprezinți într-un fel. Și ne mai reprezinți într-un fel, într-un alt fel, o să vorbim și de acea etapă. Ai spus că mai a urmat o etapă în cariera ta. Te ascultăm. Odată ce am încheiat facultatea, am jucat, eram chiar înainte de licență, un rol la televiziunea română, la TVR, în cadrul unei emisiuni moderate de Marina Almășan. Eu la vremea respectivă am jucat rolul foarte bine. Deci jucam, ca să vă spun sincer, un derbedeu, un golan, acel golan care se certa cu toată lumea. Practic, jucând acest rol, a fost atât de bine primit încât bunica mea săraca, întrebată de mama, uite cum ți s-a părut, ai văzut cum s-a descurcat, bunica mea a spus mamei mele, nu-mi vine să cred, ne-a făcut de râs. Ne-a făcut de râs, eu nu pot să mai ies din curte. Așa ceva cu acest copil, nu mi-am imaginat că se va putea întâmpla. Este îngrozitor ce a putut să ne facă. De râs, pe toți. Și maică mi-a explicat, stai puțin că este un rol, că nu se poate. Vecina de noi stăm la etajul 3 aici în Ploiești, vecina de la etajul 2 l-a întâlnit pe tata și i-a spus, n-am știut că are copil Costin. Nu știam că deja s-a așezat la casa lui, dar are un comportament ciudat. Adică a fost foarte, foarte bine primit acest rol. Eu eram deja, Doamne, dacă sunt cu minte, nu, a fost un rol. L-am jucat, că asta e meseria, trebuie să joci și bun și răi, n-ai ce să faci. Și mi s-a spus atunci după emisiune că, vai, ești foarte tare, extraordinar, toată lumea suna în producție, în televiziune, că este un băiat foarte talentat, nu știu ce, este de Oscar. Și mie mi-a rămas chestia asta, este de Oscar. Și am așteptat vreo 4 luni de zile, nu m-a dus nimeni la Oscar, tot am așteptat să fiu dus la Oscar. Eu mi-am imaginat că acum gata, vine cineva, cioc, cioc, cioc la ușă, bună ziua, aici locuiește domnul Teo Costin. Trebuie să mergeți la Oscar cu noi pentru că sunteți foarte talentat. Și am pus mâna pe telefon, am sunat... acel contact care mă contactase pentru filmarea respectivă la televiziune și am spus foarte clar, domne, eu ăsta sunt, am terminat facultatea, sunt băiatul ăla care a interpretat golanul ăla, vai, dar cum, dar nu, dar de știu, ce drăguț, nu știu ce, doamnă, eu atâta pot să fac, vreau să lucrez în televiziune. Ea a rămas, păi da, dar știi că e foarte greu, trebuie să... Nu știu, dacă mă puteți ajuta, eu vreau să lucrez în televiziune, nu știu, propuneți-mă undeva. Doamna respectivă, care se numește Daniela Mitache, a fost cumva ca un îngeraș, așa, care, un alt îngeraș care mi-a purtat noroc. M-a trimis și m-a aruncat direct sub bagheta Marinei Almășan, care la vremea respectivă avea o emisiune foarte drăguță, interactivă, și avea nevoie de un asistent tânăr, spumos, drăguț, volubil, care să vorbească mult ca mine și care să facă tot felul de lucruri interesante. Și m-am întâlnit cu ea undeva la 15 septembrie, iar în 2 săptămâni eram în direct asistentul ei pe TVR1. Este wow, adică a fost, nu o cunoșteam decât de la televizor, nu avem nicio relație, acum avem o relație de prietenie foarte strânsă, că au trecut vreo 6 ani de când sunt cu ea în emisiune, dar până atunci nu ne cunoșteam, nu, nimic, dar ea este genul de persoană care dă șanse tinerilor care vor să se afirme. Adică, efectiv, m-a întrebat, s-a consultat cu toți din echipa ei, uitați, el face asta, vă place, nu vă place, am putea să-l punem acolo, e și frumușel, e și istețel, hai să-l punem pe TV, că merită. Unii au fost puși în spate, alții puși în față. Eu am avut norocul să fiu pus în față și vreau să-i mulțumesc oricum că este un alt îngeraș păzitor pentru mine. Și știu că mă iubește foarte mult, că mi-arată zilnic treaba asta. Avem o relație de prietenie foarte, foarte strânsă. Și de aici au urmat și alte etape și îți povestesc imediat. Dar sunt foarte curios să aflu dacă tu poți să mai pui niște întrebări, că eu tot aștept. Văd că ai foarte multă încredere în tine, ceea ce iar eu consider că este o calitate care îi trebuie unui actor, unui om de scenă. Și asta cred că se datorează faptului că tu simți tot ceea ce faci. Simți și faci cu toată puterea.
Ai fost la Pro TV, ai fost la TVR 1, ai ajuns la Antena 1. Cum ai ajuns? Am ajuns la tine la Antena 1. Și la tine la Antena 1. Păi normal, pentru că toate antenele sunt foarte tari. La Antena 1 am ajuns în felul următor. Eu am un spectacol. O să vorbesc puțin despre el. Se numește Teo Magic Show. Este pornit de la Teo, numele meu. Unul dintre cele două nume pe care le am, și Costin și Teo. Teo Magic Show este un spectacol pentru copii. Eu zic că este un spectacol deștept, pentru că pune la treabă mintea copiilor. Este un spectacol unde copiii se distrează la trucurile mele magice. Eu fac magie, sunt magic. Iar părinții râd de situațiile foarte comice în care sunt puși copiilor. Asta este foarte, foarte tare, pentru că eu iau copilul și îl pun într-o situație cât se poate de amuzantă. De exemplu, iau un băiețel și îl pun: uite, a dat norocul peste tine, ai voie să alegi o fată care îți place ție de aici. Evident că părintele nu știe cum reacționează copilul. El se uită, o alege pe ea. Eu întreb: dar ce ți-a plăcut la ea? Păi mi-a plăcut fusta, că este colorată, sau mi-a plăcut că are pampoane, sau tot felul de lucruri. La final am tot felul de întâmplări în care vreau să introduc și e foarte bine, adică prinde foarte bine spectacolul ăsta, chiar și pentru mine a fost un succes, pentru că eu, și o surpriză la același timp, pentru că eu am considerat că dacă nu prinde, nu prinde. Eu am o problemă psihică, cred. Dacă nu sunt foarte bun, nu mai fac un lucru. Dacă nu mă simt eu foarte bun, acum normal că există persoane care nu te plac, că nu toată lumea este la picioarele tale, că nu ești Tutankhamon, dar majoritatea mă place foarte mult și atunci îmi dau seama că spectacolul a prins și am încredere în el și îl valorific și îl cresc. Și cum am ajuns pe Antena 1? La un spectacol, întâmplător, cred că în parcul Mogoșoaia eram, o doamnă redactor din Antenă m-a văzut, m-a ținut minte, m-a adăugat pe Facebook. Eu le spun prietenilor mei că pagina mea de Facebook, și cu ocazia asta îi anunț și pe telespectatorii tăi că mă pot vedea acolo pe Teo Magic Show, este pagina mea de Facebook. Ea a intrat, mi-a cerut prietenia, ne-am împrietenit, n-am discutat absolut deloc, până într-o zi când mi-a scris un mesaj: bună Teo, sunt de la Antena 1 și aș vrea să te chem la o filmare. Spune-mi exact dacă ne putem întâlni să discutăm. Am discutat, anul trecut am fost într-o singură emisiune, Fantastic Show, prezentată de Florin Ristei, o emisiune în prime time foarte tare, produsă de Augusta Lazarov, deci vă dați seama că baghetele sunt alea cele mai magice și cele mai mari și cele mai groase și așa mai departe. După care, având o interactivitate foarte frumoasă sezonul trecut, deci vara trecută, acum în primăvară m-au contactat și mi-au spus: uite, noi ne-am gândit să-ți dăm un contract pe toată vara. Și am zis că wow, adică asta înseamnă că o să fiu în fiecare sâmbătă pe Antena 1? Da, deci telespectatorii mei deja s-au obișnuit, în fiecare sâmbătă sunt pe Antena 1 la Fantastic Show, unde fac 1, 2, 3 numere de magie în fiecare emisiune, iar invitații vedete fiind, sunt rugați să spună tot felul de, să răspundă de fapt la întrebări legate de prestația mea din ziua respectivă. E foarte fain. Deci a fost o întâmplare, nu, eu sincer să fiu, nu prea am vrut. Nu prea sunt cu aparițiile TV, sunt destul de vitreg. Aparițiile TV cu magia. Eu am fost pe prezentare cu Marina la TVR, a fost foarte bine. Cu magia nu mi-a plăcut, că oricum apar foarte mult, sunt tot felul de concursuri acum unde se tot promovează magicieni în stânga și în dreapta, dar eu consider că spectacolul meu trebuie să fie protejat de această mare de oameni care nu trebuie să fie pe pagina mea dacă nu m-au văzut și nu mă gustă la adevărata lui valoare. Adică doar că m-ai văzut la televizor, n-ai de ce să mă cauți neapărat ca să îmi spui și lucruri care nu-ți plac. Pentru că la televizor oricum se vede mult mai puțin decât se vede atunci când este live. Uite, de exemplu, energia ta acum nu știu dacă se vede la televizor, eu sper să reușești să o transmiți, dar tu ești foarte frumoasă și îți zâmbesc ochii. Sper că se vede acolo că îi zâmbesc ochii Danei, da? Deci, stimați spectatori, ați văzut și acum să vedem ce îi zâmbește și colțul gurii atunci când mă întreabă ceva, că văd că simți acolo ceva de întrebat. Ia. Sunt multe lucruri pe care tu ni le spui și de fiecare dată când spui ceva, în mintea mea normal apare o nouă întrebare. Totuși, ai spus că în fiecare sâmbătă ești la Antena 1, sâmbătă următoare, oricum sâmbătă aceasta o să fii și la Antena 1 Proiect și îți mulțumim. Aș vrea să ne spui, de unde, de la teatru, cum ai pornit această cale spre magie? Cine ți-a înfilipat-o? Eu am început cu
cu aceste trucuri de magie, vrând să diversific un spectacol interactiv pe care mi-l pusesem deja în minte. Mi-am dat seama că la teatru este foarte greu să ajungi. E foarte greu pentru că nu sunt posturi. Nu că n-ar fi o grămadă de tineri talentați, mult mai talentați decât mine poate, dar care nu au loc, sau cei care au loc au loc în spectacole unde rolurile lor sunt foarte mici. N-am o problemă. Eu consider că și să muți masa dintr-o parte într-alta este o artă. Dacă știi să o faci cum trebuie, rămâi în mintea telespectatorului pentru totdeauna, mai mult poate decât cel care a jucat tot rolul 3 ore. Fac o... Poftim? Mai ales dacă scapi masa. Exact, mai ales dacă scapi masa, cu atât mai mult. S-ar putea să o scapi la fiecare spectacol, dacă e foarte bună scăparea respectivă. Doamna Antoaneta Trifu mi-a povestit odată că a fost la un spectacol unde jucau Toma Caragiu și Mircea Diaconu. Și Mircea Diaconu în acel spectacol n-a scos un cuvânt. Pe Toma Caragiu nu și-l mai amintește. În schimb, Mircea Diaconu i-a rămas pentru totdeauna în minte, chiar dacă n-a scos un cuvânt în piesa respectivă. Deci e greu să faci roluri mici. Rolurile mari sunt mai ușor poate de făcut, pentru că ele cresc așa în timpul spectacolului și la sfârșit ajungi la apogeu și e foarte bine că dai tot ce mai mult. În schimb, când ai rolul mic, mori acolo, să dai tot din tine și știi că atâta e pătrățica. Dacă n-ai dat tot ce trebuie acolo, la revedere, nu mai ai când. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi fac eu spectacolul meu. Și m-am hotărât. L-am creionat. Am zis că trebuie să fie pentru copii, am zis că trebuie să fie pentru părinți. M-am dus, mi-am cumpărat haine de spectacol. Eu am crezut că sunt cele mai potrivite. Sunt întotdeauna cu pălărie, deci este brandul meu. Oricât de cald, oricât de frig ar fi, eu sunt cu pălăria pe cap. Deci nu există, nu las pălăria orice ar fi. Bine, am o colecție întreagă de pălării, trebuie să recunosc. Am un șifonier întreg de pălării. Poate odată o să te invit să le filmezi, să vezi că sunt o grămadă. Cum voi femeile aveți 100.000 de perechi de pantofi, așa eu am 100.000 de perechi de pălării frumoase în șifonier. Și mi-am cumpărat trucurile din Barcelona. M-am dus în Barcelona, am văzut un magazin Magicus. Persoana respectivă de acolo, vânzătorul, era foarte drăguț. A fost de acord să mă învețe, să-mi arate câteva. Eu mai aveam experiența întâlnirilor cu diversi oameni care practică trucuri de magie în București și am zis că da, trebuie să mi le cumpăr. Și mi le-am cumpărat. A fost o investiție la momentul respectiv destul de mare, pentru că ele sunt scumpuțe. Adică un truc obișnuit poate să ajungă undeva la 100 de euro. Deci nu sunt foarte ieftine, să spun că e ceva ce poate să facă oricine. Și poate să facă oricine, până la urmă ți le poți cumpăra. Dar cred că important este ce faci cu ele, care-i povestea respectivă. Pentru că eu pot să-ți prezint, uite, foarte simplu. Ăsta poate să fie un truc de magie. Poftim, e un pahar. E, ce fac eu cu paharul respectiv? Dacă îl prezint, uite, am un pahar și două paie, este un lucru banal. În schimb, fac o poveste. A fost toată ca niciodată un pahar. În paharul respectiv era o licoare magică. Ia fiți atenți, hai să gustăm din ea. Ia. Și-a dispărut puțin din ea. Eu acum sunt magic. Și scot din buzunar ceva și îți arăt și apare și dispare. Înțelegi? E totul de poveste. Și paharul ăsta deja tu te gândești la el. Mamă, dar ce o avea în el, dar cum o fi? Și copiii cred. Pot să-l prezint, am un pahar de limonadă, dragi copii, și mi-e sete și beau. Și e simplu ca bună ziua, poate să facă și bunica lucrul ăsta. Și atunci mi-am gândit spectacolul foarte bine. Pare că este ceva spontan. Nu este, cred că asta o spun în exclusivitate acum. Toate glumele pe care le fac, toate trăznăile și toate poantele pe care le spun în spectacolul meu sunt perfect regizate. Pare că sunt spuse pe loc, dar sunt foarte bine gândite, astfel încât el să fie și inteligent, să nu sar calul. Niciodată nu mi-a plăcut să sar calul. Nu-mi place vulgaritatea, nu-mi plac oamenii vulgari și tocmai de aceea sunt foarte atent la pragul acela foarte sensibil între glumă, poantă, ați câștiga publicul și al face să se simtă foarte bine, pentru că o glumiță aparent nevinovată poate să transforme publicul care te iubește foarte tare într-un public care să te dea la o parte și să spună da, e bun, da, săracul, câteodată sare calul, e păcat, e păcat de el. Tu deja ai făcut o magie și mi-ai cam luat microfonul. Sunt convinsă că talentul tău actoricesc se reflectă foarte bine în spectacolul acela de magie și că tu exprimi mai mult decât poate să exprime un alt magician, pentru că tu ești și artist, nu? Deci îți
iei asupra ta fiecare rol, așa cum trebuie, ca la carte. Aș vrea totuși să ne spui, ce ai ales să continui mai departe? A cariera de actor sau cariera de magician? Ce crezi că te definește mai tare? Cred că mă definește cariera de actor. Eu consider că sunt actor. Deci consider că spectacolul meu nu este un spectacol de magie, este un spectacol de actorie cu elemente magice. Categoric nu mă așteptam să fie să aibă un succes atât de mare. Adică acum am spectacole aproape zilnic. Eu am spus că dacă nu o să am spectacole, acest spectacol va fi o perioadă, o etapă care, mă rog, la un moment dat va muri și se va încheia ca orice etapă. Na, astăzi ești ceva, mâine poți să schimbi perspectiva, să-ți schimbi cu totul jobul și așa mai departe. Numai că nu mă lasă în spectacol să ies la pensie. Ce să fac? Dacă lumea mă sună, prietenii mă vor, îmi spun, Teo, ești foarte tare. Chiar astăzi, înainte să vin la tine, am primit un mesaj pe Facebook. O doamnă, spune-mi, te rog frumos, când ai următorul spectacol public, în parc, în mall, oriunde. Deci lumea vrea și atunci când mă vrea, ce să zic, uite, weekendul ăsta, de exemplu, sunt plin. Vineri, sâmbătă, duminică și luni și marți, că e weekendul acesta prelungit și e... Na, e o nebunie totală. Deci nu mă lasă magia să ies la pensie, că eu aș ieși și m-aș duce undeva la un teatru. Și de ce nu la teatru din Ploiești, unde eu apreciez foarte mult artiștii de aici. Avem nume mari, avem o revistă foarte bună. Asta, acum, ce să spun... E o revistă foarte bună și cunosc și o parte din cei care sunt acolo, pe Nico, pe Romeo Zaharia, pe Daniela Rădui, că știu și actorii de la dramă, pe Andy Vazluianu, pe Ilie Gâlea. Adică sunt oameni extrem de talentați care în Ploiești cred că ar rupe și ar da la o parte foarte mulți care sunt doar cu numele așa mari, poate. Ei sunt într-adevăr foarte talentați. Mulți ați. Era Luca Zanfirescu, o doamnă extraordinară. Am cunoscut-o. Mihai Coadă, exact. Mihai Coadă. Mulți, 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 foarte mulți. Și știu că tu, eu cred că i-ai prins pe toți și i-ai întâlnit la tot felul de evenimente frumoase. Hai că acum mă simt eu la interviu și tu ești cea intervievată. Da. Cred că e simplu de luat interviu cu tine, pentru că mai mult vorbești tu decât să te întreb eu, dar este perfect că abia aflăm cât mai multe lucruri despre tine, lucruri la care poate noi nici nu ne-am gândit, pentru că tu le știi foarte bine. Totuși, magia aceasta pe care tu o exprimi, o împărtășești și în viața de zi cu zi? Ai tendința aceasta sau numai pe scenă? Ți s-a întâmplat să te trezești făcând o magie față de cei dragi? Întâmplător sau nu? Păi uite, întâmplător vom face ceva față de cei dragi. Deci pentru că tu începând de astăzi să-mi ești dragă. Fiți atenți, stimați telespectatori, ia să vedem, stai așa. Doar de astăzi. Am aici o foaie de hârtie, am să te rog să o iei. Arată-o la cameră să se vadă clar că nu scrie nimic pe ea. Bun, poți să întorci pe toate părțile. Tu m-ai provocat, iar eu am întotdeauna ceva magic la mine, deci nu te las. Am aici un marker, un marker de culoare neagră și am să rog frumos pe Dana voastră, stimați telespectatori, să treacă acolo un număr de la 1 la... stai să vedem de la cât vrea domnul de la cameră, că această cameră pe care dumneavoastră, prin care dumneavoastră ne vedeți, nu filmează ea singură așa, are un stăpân. Domnul stăpân, un număr de la 1 la cât vrei acolo? La 5? Hai să dăm mai mult. Copiii care se uită la noi sau oamenii mari știu să numere categoric până la mai mult. De la 1 la 50? Hai. Deci, Dana, un număr de între 1 și 50. Uite, eu nu trebuie să-l văd, dar tu, după ce îl treci, îl arăți la cameră să se vadă frumos. Îl scrii mare de tot, da. Nu, păi eu nu o să mă uit. Eu, uite, o să mă întorc așa. Tu arăți foaia la cameră să se vadă clar. Eu mă uit fix în ochii telespectatorilor ca să nu cumva să se vadă dacă încerc să trișez. Eu nu trișez niciodată, apropo. După ce trec cu numărul, îl arăți mare, împachetezi foaia, o faci mică, mică, mică de tot și o pui aici pe masă și stai cu mâna pe ea. Iar eu voi încerca să văd dacă pot să chicesc numărul. Hai, încercăm? Că m-ai provocat, adică la mine nu e, dacă m-ai provocat, nu te las. Hai, bine, deci stau așa și mă uit fix la dumneavoastră și chiar pot să vă întreb ce mai face, stimați plăișteni. Mi este foarte drag să vin la voi, mi este foarte drag să vin la Ploiești tot timpul. Părinții mei locuiesc aici și ajung de fiecare dată. Recunosc că de multe ori chiar și pe interes, pentru că mama gătește foarte bine și îmi trimite și la București câteodată niște bagaje foarte, foarte gustoase. Și cu ocazia asta vreau să-i spun că o iubesc foarte mult. Deci gata?
Hai că eu tocmai mă încinsesem și le povesteam detalii picante și intime telespectatorilor tăi. Deci ai trecut acolo un număr, da? Este un număr între 1 și cât a spus camera noastră? 50. Bun, stai așa. Ai jucat la loto vreodată? Da? Și ai câștigat? Odată? Da? Eu n-am câștigat niciodată. Sunt curios dacă o să câștig acum. Fii atentă. Am aici niște cărți de joc. Niște cărți cu niște numere. Câștigătoare sau necâștigătoare, ca la loto. Spune-mi doar atât. Numărul trecut de tine acolo se găsește aici? Eu zic că da. Se găsește, nu? Perfect. Atunci eu o să-i spun bravo, Dana, ești foarte tare. Uite, o punem aici. Eu zic că și aici se găsește. Tu ce zici? Eu zic că da. Ba da. Dana, nu fii emoționată, te rog frumos. Sigur, nu? Cum ai stat cu matematica? Bine? Da? Uite, azi noaptea visa că te dea bacu, foarte tare. Bun, deci aici nu, ok. Bine, aici nu. Ba, băi. Nu, vrea să mă încurce, e clar, nu, e în complicitate cu dumneavoastră, vrea să mă pună la punct. Bine, aici nu. Ba, aici da. Da. Nu, stai, bine, aici e nu. Aici e nu, sigur. Ba. Aoleo. Mai bine nu făceam cu tine trucul ăsta. Ți-ai propus să mă încurci. Bine. Și aici? Da. Ba. Da. Me. Stai așa. Doi. Noi doi. Înseamnă 1 plus 1. Nu? 1 plus 1 cât fac? 2. Adică 2. Dar 1 lângă 1 înseamnă exact 11, nu? Tu de ce ai trecut 11 acolo? Că eu nu înțeleg. Vreau să văd. Ia. E 11 acolo? Am înțeles. Deci vreau să vă spun, stimați telespectatori, că Dana, întâlnirii noastre de astăzi, îi dă nota 11, nu nota 10, cum dă de obicei. Îți mulțumesc, Dana, mă simt privilegiat că sunt la tine în emisiune și că am primit nota 11, cea mai mare notă de la emisiunea Altfel by Dana Turcu. Vrei să-ți mai spun ceva? Să te mai întreb ceva? Că deja m-am încins. Îți dau microfonul să mă întreb, că trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului. Dar să știi că e foarte bine, eu știu ce înseamnă să n-ai un vorbitor bun lângă tine. Cum transpiri, cum te apucă toate spumele și leșinurile și nu știi ce să mai faci. Știu că sunt vorbitor bun, că acum mi s-a spus cu modestia plăieștenilor, că da, am venit la dumneavoastră ca să vă arăt că sunt foarte modest. Gata, am tăcut. Ești un vorbitor foarte bun și să știi că mă simt întotdeauna foarte bine alături de oameni care știu să exprime ceea ce vor ei să exprime cel mai tare. Iar tu ne-ai exprimat și magie, adică mi-ai ghicit numărul 11, este numărul meu norocos, așa îl consider eu. Așa că a fost norocos și astăzi, sau tu ai fost norocos că l-ai ghicit. Sau eu am fost norocoasă. Nu știu, este mai bun ceva să înghicești? Păi, să vedem, ghicesc că ești foarte deșteaptă. E bine, hai recunosc, mi se spusese. Prietenii mei din Ploiești mi-au spus, dacă te duci la Dana o să-ți placă foarte mult, pentru că e o tipă foarte isteață, foarte deșteaptă, pune întrebări frumoase, o să-ți placă. Săraca, nu, eu nu prea am lăsat-o să pună întrebări, că i-am ucis astăzi emisiunea. Îmi pare rău, nu-i nimic, poate data viitoare o să tac mai mult, după că mai vin la tine. Deci nu e prima dată. Stai așa că eu vin cu proiecte noi, cu lucruri multe din spate și nu te las aici. Sunt la Ploiești tot timpul. Cum m-ai chemat, am venit. Dar în schimb vreau să-ți mai povestesc câte ceva și vreau să împărtășesc cu toată lumea. Poate pare ușor ce facem noi. Ce faci tu acum cu microfonul? Uite, da, o fată drăguță stă cu microfonul, întâlnește niște oameni drăguți, vorbește cu ei. Astăzi n-a stat. Vorbește foarte frumos și vai ce simplu e. Nu e. Deci nu este. Noi ne-am obișnuit acum pentru că am mai îmbătrânit. Dar la început cred că tremuram ca Varga, nu? Cu mâna pe microfon, cred că erai și tu ca și mine. Când m-am dus prima dată, eram, ziceai că sunt într-un dans tot timpul. Așa e și cu magia. Am crezut că poate să o fac oricine. Deci m-am gândit că, Dana, e foarte simplu, dar ce faci? Îți iei cărți, îți cumperi un marker și o foaie albă de hârtie, e banal. Oricine poate să facă lucrul ăsta? E, nu. Nu poate oricine. Înseamnă dexteritate, înseamnă muncă, înseamnă pasiune și înseamnă talent. Eu am făcut cursuri de teatru și magie cu copiii și cu oamenii mari și îmi dau seama că e foarte greu. Deci ei nu prind, efectiv, nu prind. Și nu sunt stângaci, e greu. Adică în afară de faptul că îți faci tu povestea frumoasă, e, nu știu, e greu să-ți o asumi, cred. Să ai dexteritatea asta de a-ți asuma proiectul. Aș
aș vrea să nu pierd ocazia și să te întreb cum mi-ai ghicit numărul. Cum ți-am ghicit numărul? Pentru că în interiorul capului meu se află o serie de neuroni foarte bine antrenați la sala de fitness a matematicii. Impactul vizual cu care tu ai privit numărul și cu care m-ai privit în ochi a însemnat că a tras după sine autenticitatea creionării radicalului expus prin... deja te-am cucerit. Nu? Vezi, dacă spuneam o poezie, te cuceream și mai bine. E un truc, nu o să ți-l dezvălui. Că aș putea să fac asta, dar nu o să ți-l dezvălui pentru că altfel nu te mai cuceresc. Vreau să te mai cuceresc și data viitoare. Dacă îți spun de acum așa, va fi foarte simplu pentru tine. Oricum, m-ar tenta odată să fac, să întâlnesc pe cineva, un băiat respectiv, care să fie foarte dornic să învețe și să-l învăț tot ce am știut eu să fac, energetic, că așa, asta e de la Doamne, Doamne. În rest, trucurile și de poate cumpăra oricine să le facă, dar poate mai puțin, dacă le faci statice, e ca și cum nu le-ai face, mai bine nu le faci. Așa este, acum dacă puneam numărul 51 și era dincolo de plaja pe care a ales-o colegul meu, îl ghiceai? Și pe acela? Îmi pare că n-am făcut atât. Da, atunci nu mai eram eu corectă. Sunt mulți care fac treaba asta și la evenimente, el a zis între 1 și 30, dai să-i punem noi 38 să vedem. Și când le spun 38, le pică fata. Păi, dar nu este între 1 și 30, că am încercat să te prindem. Nu, n-o să mă prindeți niciodată. Adică îmi asum atât, e un lucru foarte important pe care l-ai atins. Îmi asum foarte bine ceea ce fac și am grijă să nu am nicio greșeală și anticipez că e posibil ca cei care vor să mă prindă pot să spună un alt număr, dar spun eu, în cazul ăsta, uite, o parte din secret îți dezvălui. Dacă ai fi trecut 31, nu era nicio problemă, sau 51. Dacă ai fi trecut mai mult de 60, ar fi fost o problemă. Nu era pe cărțile mele. Deci, efectiv, trebuie să fie un număr între 1 și 60 la acest truc. Sunt unele care au posibilitatea de a alege un număr între 1 și 2000. Înțeleg că tu ții minte toate numerele de pe cărți? Da. Am stat bine cu matematica, ce să fac, am luat notă mare și la BAC. Nu mai știu, 9 și ceva, 9 și 10 parcă, ceva de genul. Văd că ești foarte talentat, foarte spontan, ești dinamic, ești plin de viață, transmiți tuturor energie și este un lucru foarte frumos și cred că spectacolele acelea cu copiii sunt bestiale, sunt deosebite, ca să folosesc un termen mai puțin, un termen adecvat. Cum rămâne cu Oscarul? Că totuși ți l-ai dorit? Renunți la el? Măi, să știi că Oscarul l-am luat. Recunosc, deci recunosc și nu l-am luat pentru că îl am efectiv ca și statuetă. L-am luat pentru că publicul m-a ales și dacă publicul nu m-ar fi ales, eu n-aș fi rezistat. Dar publicul m-a ales și copiii spun, îl vrem pe Teo la ziua noastră, îl vrem pe Teo la petrecerea noastră de sfârșit de an, îl vrem pe Teo la banchet, îl vrem pe Teo. Și cred că asta este Oscarul. Pentru că așa este și la Oscarul cel adevărat. Dacă publicul nu îl vrem pe Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio ia Oscarul. Dacă publicul spune nu îl vrem pe Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio nu o să ia Oscarul, că publicul nu îl vrea. Deci eu am luat Oscarul. Și acum să vă spun un secret, o persoană foarte dragă mie mi-a și dat Oscarul în carne și oase, nu e chiar în carne și oase, este în material, nu știu în ce, în plastic și marmură sau ceva de genul. Am un Oscar acasă, primit cadou, e un suvenir, bineînțeles, de la o persoană foarte dragă mie, pe care scrie Teo Magic Show. Și îl țin acolo și consider că ăla este Oscarul care încununează, de fapt, prietenia adevărată și dragostea pentru spectacolul pe care eu l-am făcut și pe care cred că o eman. Eu sunt convinsă că o să ai multe momente frumoase pe care să le prezinți atât ploieștenilor cât și celor care te caută și te cheamă să le fie aproape și să le aduci mult zâmbet. Aș vrea să le transmiți celor care ne privesc în acest moment un mesaj ca de la Teo Magic Show. Stimați telespectatori,
ploieșteni și nu numai. Faceți ceea ce vă place. În momentul în care faci ceea ce îți place, o să fii extrem de fericit. Nu vă lăsați păcăliți, nu faceți lucruri în care nu vă regăsiți sufletește. E păcat. E păcat să treacă viața pe lângă tine, scurtă și așa săraca, și să faci lucruri care nu-ți fac plăcere. În momentul în care faci lucruri care îți plac, ești cel mai fericit. Iar eu cred că sunt cel mai fericit dintre pământeni. Pentru că fac ceea ce îmi place, trăiesc din ce fac și sunt liber să gândesc și să mă port cum vreau. Cu acest mesaj tu ne-ai descoperit o parte din magia care te-a determinat să fii ceea ce ești. Noi îți mulțumim foarte mult și te așteptăm cu alte momente și în alte emisiuni, momente magice prin care să ne exprimi că viața este într-adevăr o magie. Mulțumim mult! Stai că mai am ceva pentru tine. Nu pot să plec până nu-ți dau ceva. Am adus pentru că eu ești o fată atât de frumoasă, o floare, și nu pot să nu-ți dau această floare. Unde e floarea? S-ar putea să fie aici, fii atent. La revedere, o zi bună! Mulțumim mult încă o dată, Teo, și te mai așteptăm să fii alături de noi. Și pentru a demonstra o parte din magia oferită de invitatul nostru din această săptămână, la final vă oferim câteva momente dăruite de el nouă, adică celor care iubim cu adevărat talentul. Mult succes, Teo Magic Show! Este extraordinar, dar mai am aici ceva pentru voi, niște cărți cu niște desene, e foarte simplu, da? Vreau să vă uitați și să-mi spuneți ce vedeți pe această carte. Un dezastru! Bun. Dezastru vedem! Așa? Andrei, mai avem aici, ia să vedem ce. Eu nu văd nimic, băi, nene. Așa începe dezastru. O floare. Floare, da. Bun. Inel, floare. 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 Mai avem aici ce? Bani! Zaruri. Fericite. Fise, fise. Aici avem ce? Fise. Așa, săbii. Avem și săbii. Bogule ăsta ne spune povestea noastră, Andrei. Aici avem? Ne-am războit de la niște săbii, că am dat niște bani și atât inel. Ce avem? Geamantanul. Geamantan, așa? Și a plecat. Focul ăla de la... Doarză foc! Focul! Exact, focul pe care îl amestecăm bine de tot cu toate celelalte cărți. Și amestecăm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foarte bine. Și fac un evantai, lucru care știu că fetelor le place foarte mult. Da. Ce este diferit? Aici sunt toate cărțile pe care voi le-ați văzut mai devreme. Așa. Iar pe spate toate cărțile sunt exact la fel. Ceea ce înseamnă că eu n-am cum să văd ce se află aici. Dar îl rog frumos pe Florin să aleagă o carte. Ce carte îți place ție? Jules Verne îmi place. Scoate ușor. E bine, e bine, s-ar putea să citească printre rânduri. Țin-o bine, arată să o vadă toată lumea în afară de mine. Eu n-am voie să o văd, da? Dăm voie să iau de la tine ușor. Deci, e exact foarte bine. O pun aici și o amestec cu toate celelalte. Amestecăm, amestecăm, da? Bun, după ce am amestecat, vine puișorul magic. Ăsta mă vine pe mine întotdeauna, acest puișor magic. Așa. Pe care îl punem aici pe cecuțul de sus. Și am să rog pe tine să sufli foarte încet. Publicul, dacă mă poate ajuta cu mâinile în față și cu... Atenție, 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 atenție. Cred că singura carte care s-a ridicat este cartea pe care a ales-o mai devreme, Ristei, adevărat? Băi, ce cuvânt! Ia să vedem ce ale... Ai vreun gând? N-am niciun gând! N-ai niciun gând, n-am înțeles. Niciun gând sinucigaș. Când o să-ți vină gândul sinucigaș, eu nu pot decât să-ți urez multă, multă baftă.